Bună seara, oameni buni! Hai să intrăm o leacă pe tărâmul vocabularului, vocabularului limbii române, și să facem paradigma cuvântului gen. Și vă spun de ce. Toate impunerile astea care vin pe o filieră sau pe alta, ideologii diferite, lucruri care nu sunt compatibile cu tradițiile românești și așa mai departe, toate se răsfrâng asupra națiunii noastre, pentru că nu avem conducători cu adevărat patrioți și cu 7000 de perechi de testicule. Și o să vă zic de ce am început cu paradigma cuvântului gen. Deși poate după montaj paradigma asta o să fie introdusă în timpul clipului, că subiectul este altul de fapt. Ce este genul? Tip, soi, fel. Și acum, dacă îl folosim în vocabular, gen masculin, gen neutru, gen feminin. Dacă îl folosim în literatură. Dar care este genul operei literare Ixulescu? Dacă îl folosim ca un soi de tip. Tipa aia este de genul meu. Sau nu este genul meu tipa aceea. Eu am alt gen de tipe. Și așa mai departe. În niciun caz genul nu poate înlocui cuvântul sex. Da? Și aici ne referim la sexul biologic. Da? Că nu poți să spui, domnule, mă duc să fac un gen cu iubita. Așadar, deci am făcut o mică paranteză pătrată. Nu mi se pare normal ca anumite instituții românești sau europene să apere cu abnegație minoritățile de anumit, de orice tip. Indiferent că sunt etnii, că sunt categorii sociale, că sunt alte treburi, nu mi se pare normal. Și în curând vă zic că va fi o crimă să te naști alb, heterosexual și așa mai departe. Urmează. Poate acum o să râdem, poate glumim, poate o să spunem teoria conspirației. Așa, și să revenim. Cu toții știți nou scandal fabricat de presa care presează. Scandal în care în prim plan se află antrenorul Oțelului Galați, Dornel Muntean. Acesta a transmis numai laude galeriei rapidiste și a spus așa. Unii suporteri rapidiști mai bronzați mi-au adresat injurii pe perioada celor 90 de minute din timpul meciului. Și acum vă mai explic un cuvânt. Bronzat. Cuvântul bronzat înseamnă ars de soare. Nu există niciun motiv pentru instituția inutilă și bugetofagă CNCD să se autosesizeze. Așa, am pus o scurtă pauză că treceau niște tineri. Așadar, nu există niciun motiv ca această instituție inutilă, părerea mea, știi că suntem păreroși cu toții, nu există niciun motiv ca CNCD-ul să se sesizeze. Că vezi, Doamne, ce declarație a zis Dorinel Munteanu. Da? Exact ca în cazul arbitrului de la meciul PSG cu Başak Şehir, de acum câțiva ani, când arbitrii români vorbeau între ei și spuneau despre acel negru că îi supără, că îi înjură și așa mai departe. Că nu respectă brigada de arbitri. Da? Pentru că în limba română negru e negru și nu e alb. Da? Mâine, poi mâine o să ne interzică anumite cuvinte că vezi, Doamne, ce, pe cine am supărat. Și așa mai departe. Nu știu, mă uit în lună, mă uit în stele, nu știu. Băi, și panseluțele astea, băi, ar trebui să se ducă, nu știu, undeva în creierul munților
și să-și dea seama după ce o să stea pe munții Himalaya acolo unde nu-i ostracizează nimeni, n-au nicio treabă, nu sunt discriminați, o să spună, cred că ceva gen, băi, aici mă discriminează fix planeta, că se respiră greu, oxigen, aer rarefiat, oxigen puțin, frig, nu merge camera să mai răspândim niște tâmpenii în online și așa mai departe. Da, asta a fost, pe scurt, părerea mea despre tot circul ăsta inventat de presă și pe care l-au rostogolit toate ziarele astea care au așa o dorință pentru like-uri cu titluri de alea. Vezi ce a putut să spună X despre Y. Vezi cum se întreține nu știu ce vedetă de carton apusă de mult și moartă și neîngropată. Asta e toată treaba. Oamenii bronzați nu trebuie să se simtă discriminați. Da, nu, persoanele bronzate nu trebuie să se simtă ostracizate, discriminate și așa mai departe. Poate mă simțeam și eu bronzat și trebuia să mă supăr. Da, bă, care ești, bă, cu soarele și bronzezi? Băi, dați-mă soarele în judecată, mă, la CNC de face sesizare, mă. Că am mai căutat și eu din hotările astea pe care le ia CNCD-ul. Băi, nicio hotărâre în favoarea poporului român, în favoarea națiunii române. Da? Hai, seară bună și gândiți-vă la chestiile astea.